Fraților, vreau să rupem YouTube-ul în două cu clipul acesta, pentru că nimeni n-a mai slăbit 9 kg în 3 zile. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-un salut, fraților, sunt Otto de la Miere TV-o. Și astăzi vom începe o nouă săptămână, este luni, este imediat după clipul acela când am mâncat un kilogram de zahăr. Vreau să vă spun că mă simt bine, mi-a trecut balonarea, m-am desumflat, sunt ok, am rămas cu foarte multe kilograme în schimb în plus, așa că în clipul de astăzi vă voi arăta exact ce trebuie să faceți ca să slăbiți cât mai repede. Eu mă grăbesc pentru că vineri am un târg la București și trebuie să intru cât mai repede în formă, să încep să fac sport toată săptămâna, cât mai mult să trag de mine, pentru că trebuie să intru în formă și pentru că mă voi întâlni cu foarte multă lume acolo, voi fi 12 ore mai în picioare, va fi foarte greu cu spatele, cu picioarele să nu mă doară și trebuie să intru în formă. Deci, plus de asta, s-ar putea să ne întâlnim și cu Andy Popescu, adică eu vreau să trec pe la el să-i las un cadou și să schimbăm două vorbe, să vedem, poate filmești de acolo ceva. Țineți aproape, rămâneți cu acest clip pentru că vă voi lua cu mine pe parcursul a întregii săptămâni și vă voi arăta ce mănânc, vă voi da sfaturi de slăbit foarte bune și veți vedea exact cum antrenez, vă voi recomanda cel mai bun exerciții pentru a slăbi rapid. Azi noapte, bineînțeles că nu am putut să mă abțin și am mâncat miere cu nucă. Haideți să vă arăt de unde borcanul. A făcut mai că mi-a curat și ia uitați, fraților, cât am mâncat din el. Deci o să vă arăt exact ceea ce mănânc. O să iau cadre la absolut tot. O să vă dau ponturi. Aici am început dimineața cu o cafeluță, după cum se poate observa, și un ceai. Aoleu, n-am băgat ăsta la ceai încă. Un ceai de mentă, da? Prima regulă pentru a slăbi, țineți minte, prima și prima regulă este să consumați foarte multe lichide. Și a doua regulă, care este la fel de importantă, să fiți activi. Este ora 11 astăzi, voi bea cafeaua, voi bea ceaiul și apoi direct la Vâlcea, pentru că avem o grămadă de treabă și la apartament și trebuie să facem, fraților, să facem mulți pași pe zi. Trebuie să avem activitate pentru a slăbi frumos, pentru a slăbi ușor și pentru a, cum să zic eu, pentru a ne tonifia mușchii. Astea sunt primele două reguli de bază. Multă apă. Ce înseamnă multă apă? Peste 3 litri. Și mișcare multă. Cât mai multă posibil. Că faceți sală, că mergeți pe jos, că aveți, nu știu, alte treburi. Faceți, frate, mișcare. Nu mai stați în casă. Trebuie să fim activi ca să slăbim. Gata, fraților, am băut și cafeaua, am băut și ceaiul. Suntem foarte bine hidratați, după cum vă ziceam, este una dintre reguli. Și vreau să vă spun să nu vă fie frică, fraților, de o linguriță de miere. Pentru că și eu mi-am îndulcit cafeaua cu miere. Ceaiul nu l-am mai îndulcit. Bun, fraților, credeți că am ajuns în parcare la apartament. Deci regula numărul 1, multă apă, se vede aici. Și regula numărul 2, fiți activi, faceți mișcare, orice fel de mișcare. Eu acum voi ca până la muncitori, după care voi merge să iau duba, care se află aici în spatele meu. Și mă voi duce să... este un multivan, mă voi duce să iau granitul, făcut pe comandă frumos, pentru glafuri. Voi întinde acolo patul în spate și îl voi așeza să nu se rupă, pentru că sunt niște bucăți mai înguste și lungi. Da, cum vă ziceam, regula numărul 2, să faceți mișcare. Eu acum voi urca până sus, chiar dacă nu trebuie să mă duc la muncitorii mei. Puteam să iau direct duba să mă duc să-mi iau granitul și apoi să urc la ei. Dar faptul că voi mai merge încă puțin în plus, voi mai urca o dată scările, mă va ajuta pentru proiectul meu de săptămâna aceasta de a slăbi foarte mult, să vedem cât reușim să slăbim. Așa că lăsați lenea, fraților, faceți mișcare. Gândiți-vă că este în scopul vostru pentru a slăbi, pentru a pierde în greutate. Nu mai fiți leneși, încercați să faceți absolut orice pentru că vă ajută foarte, foarte mult. Băieții mei nu erau acasă, sunt la masă, n-am putut să intru.
pentru că nu am cheile la mine, dar nu este nicio problemă pentru că am urcat până la etajul 4 și am coborât și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult la slăbit. În mod normal mă enervam dacă mi se întâmpla un lucru ca asta, dar trebuie să fim pozitivi, fraților. Vom merge acum cu BMW-ul la următoarea treabă, trebuie să luăm caserole și ne vom întoarce apoi pentru că avem foarte multe lucruri de adus aici la apartament. Și vreau să vă spun că trebuie să fiți optimiști, trebuie să fiți pozitivi, trebuie să faceți lucruri fizice, chiar dacă câteodată le faceți degeaba, pentru că vă ajută foarte mult la slăbit. Acum ajungem și la sală. Avem aici o sticlă cu apă. După cum am spus, trebuie să fiți foarte bine hidratați. Iar acum vă voi arăta niște exerciții care mie mi se par top 5 cele mai bune exerciții pentru slăbit și pentru masă musculară, pe care trebuie să le faceți neapărat dacă mergeți la sală pentru a avea un corp frumos. Am filmat foarte mult și cu telefonul la apartament. Cine mă urmărește pe Instagram și pe Facebook deja au văzut story-urile, așa că vă invit, fraților, pe toți să intrați pe Mire TV și să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook. I-am ajutat și eu pe băieți, nu m-am mai dat alături de la muncă. Am urcat scările până la etajul 4 de 7-8 ori astăzi și e fantastic. Scările este unul dintre cele mai bune exerciții pentru slăbit și pentru tonifierea picioarelor. Nu săriți scările, frate! Bun, primul sfat de venit la sală, fraților, întotdeauna să începeți cu încălzirea, da? Oricât de mari sunteți, oricât de monștri, vă credeți, niciodată să nu începeți antrenamentul fără a vă încălzi foarte bine încheieturile, articulațiile, umerii, coatele, da? Pentru că riscați să vă accidentați și după aia jumătate de ani faceți pauză de la sală și nu mai faceți absolut nimic. Bun, fraților, să începem cu primul exercițiu, pentru că eu sunt deficitar la piept. Pentru mine exercițiul numărul 1 sunt fluturările cu gantele pentru piept. Haideți să vedem. Important aici este respirația. De fapt, la toate exercițiile. Respirație foarte importantă. Tragi. Scoți. Așa trebuie să respirați. Abdomenul încordat, pieptul scos în față, umerii pe spate și faceți rutură, da? Bun. Haideți să trecem la următorul exercițiu. Pentru al doilea exercițiu trebuie să intercalăm acum și vom face picioare. Cel mai bun exercițiu pentru slăbit, fraților, sunt scările. Și pentru că aici nu avem scări, bine, aș putea să mă duc pe stadion să fac scări, dar putem improviza foarte frumos și în sală, în orice sală v-ați duce. Vă găsiți o băncuță, da? La nivel mediu, la ce nivel vreți voi, cu cât e mai înaltă, cu atât este mai greu. Și apoi simulați urcatul pe scări. Mai ridicați și genunchiul pentru că niște calorii în plus nu strică dacă le ardem. Bun, acum că am terminat și cu scările, vom trece la al treilea exercițiu care mi se pare foarte, foarte esențial în procesul de a pune masă musculară și de a slăbi. V-am zis, nu arăt acum toate exercițiile pe care le lucrez, am ales 5 exerciții care mi se pare cele mai importante și care nu trebuie să lipsească în orice antrenament. Vom face tracțiunea hectometru pentru spate. Spatele este o grupă foarte mare de mușchi și trebuie antrenată, nu putem sări peste ea, la fel ca și pieptul. Trageți aer în piept când veniți cu bara la piept și expirați când ajungeți sus. Vă lăsați un pic pe spate, dar foarte puțin,
pieptul în față, spatele arcuit, abdomenul încordat. Și încercați să trageți de coate, da? Nu de antebraț. Mai am baterie. Shit. Bun, acum al patrulea exercițiu, la fel de important, fraților, mai ales pentru a slăbi și pentru a avea mobilitate și a avea picioare ca lumea, să nu zică lumea că aveți picioare de găină. Sunt genoflexiunile, bineînțeles. Spatele drept. Genunchiul nu trebuie să depășească vârful. Și al cincilea exercițiu, bineînțeles, fraților, toți băieții vor exercițiul ăsta să-l facă pentru biceps, normal. Cine nu vrea să aibă brațele frumoase și mari când vine vara? Bicepsul este o grupă mică de mușchi, dar este must să ai să o antrenați dacă vă doriți niște brațe ca lumea, pentru că ele singure nu vor crește, da? Asta este cel mai simplu exercițiu. Chiar dacă îl greșiți, nu riscați să vă accentați foarte tare. Flexii pentru biceps. Știu că toți băieții sunt nebuniți să aibă brațele mari. De aceea îl vom băga ca al cincilea exercițiu în top 5 exerciții care le fac eu la sală. Și apoi, bineînțeles, puteți face și umeri și triceps și o grămadă de alte exerciții pentru celelalte grupe. Dar musai, dacă aveți decât la dispoziție, lucrați, fraților, aceste 5 exerciții, pentru că vă ajută foarte mult. Mai am baterie, ce ofte. Haideți că o să mă măsor acum la biceps. Să vedem cât am bicepsul de mare. 47. 47? Să mai încordăm. 48. Ia să punem și așa, stați așa, stați așa. Să încercăm și din poziția asta. Se vede? 46. Ați văzut și voi, fraților, am avut 46-47, iar când am încordat foarte, foarte bine brațul, am ajuns la 48. Mi se pare fantastic. De aceea am vrut să iau aceste cadre, pentru că acum am o greutate mai mare și brațul este mai mare, bineînțeles. Când voi slăbi, o să mai scadă din braț și o să ajungem undeva pe la 44, probabil 43, când voi slăbi 50 de kilograme. Mâncați polen, fraților. Mâncați polen, trageți la sală. Veniți aici în Zăvoi, dacă sunteți din Vâlcea. Veniți în Zăvoi, la sală, dacă sunteți din Vâlcea, fraților, pentru că aveți antrenori. Cum zicea domn profesor, antrenorul meu, cu peste 20 de ani vechime în acest sport, dintr-un om mic poți să faci un om mare și dintr-un om mare poți să faci un om mic. Așa că chiar dacă nu sunteți atât de mari ca mine, dacă nu aveți brațele așa mari, exact, veniți aici și lucrați, dați-vă toată silința și ușor, ușor veți fi și voi mari. Eu vreau să slăbesc, după cum știți, să mai pun niște masă musculară și să mi se definească pieptul ăsta mai bine. Bam! Bam! Mamă, cum se vede! Și suntem în Dubă, fraților, mergem la țară acum la Băbeni, pentru că am făcut cumpărăturile, am terminat și cu sala, nu am filmat la cumpărături pentru că nu mai am cameră, nu mai am baterie la cameră și voi merge acum la țară să bag camera la încărcat și voi desface cumpărăturile, să vă arăt tot ce am cumpărat și tot ce voi mânca astăzi și în următoarele 5 zile pentru a slăbi, fraților, 10 kg în 5 zile sau cât mai mult, biceps! Salut, fraților, haideți că am ajuns și acasă să vă arăt cumpărăturile. Eu am băgat camera la încărcat până când am făcut un duș și am mai editat un clip. Haideți să vă arăt, să nu ne mai lungim. Deci toate cumpărăturile pe care le-am făcut sunt de la Lidl. Poate mă sponsorizează și pe mine Lidl în viitor, pentru că numai de acolo fac cumpărăturile. Avem așa un ceai de mușețel. Am luat ceai pentru că sunt bolnav, mă doare în gât și am sinuzită.
și este foarte bun ceaiul pentru curări de slăbire. Îl puteți bea așa neîndulcit sau la nevoie cu o linguriță de miere, bineînțeles. Da, foarte bun ceaiul. Pentru că nu mai bem sucuri și câteodată mai simțim nevoia să bem și altceva cu puțin gust așa. Și dacă îl bezi dimineața, este foarte bun pe stomacul gol, ceva cald este întotdeauna bun. Eu nu pot să beau, cum zic medici, apă caldă cu lămâie, frate, pe bune, hai să fim serioși. E o scârboșenie, prefer întotdeauna să fac un ceai, eventual să-mi storc o lămâie sau o feliuță de lămâie, să-mi pun o linguriță de miere, dar nici de cum apă încălzită, apă plată încălzită. Aici avem cheese, Scottish cheese, din astea am luat foarte multe. Mamă, focalizează. Da? Deci Scottish cheese 200 de grame. Haideți să vedem ce valori nutriționale are, pentru că are niște valori foarte bune. 98 de calorii pe 100 de grame, deci asta are 200 de calorii. Și trebuie să mâncăm două din astea pe zi, 400 de calorii. Așa, hai să le scot eu repede pe toate, pentru că v-am zis că am luat multe. Nu am găsit salată de ton, fraților. Au ăștia de la Lidl o salată de ton fantastică, însă am luat ton în suc propriu. Totdeauna să alegeți în suc propriu, vedeți, scrie acolo in brine. Brine înseamnă sucul lui. Foarte bun astea, foarte puține calorii. Haideți repede să vedem și câte calorii are tonul. Dacă ar și focaliza, ar fi perfect. 114 calorii pe 100 de grame. Perfect. Și toată drăcia asta are 240 de calorii. Adică, de fapt, nu, 168 fără suc. Deci 170 de calorii, toate astea 3, undeva la 200 de calorii, toate 3 bucățile. Bun. Hai să continuăm cu lactatele. Chefir. Celebrul chefir de care vă ziceam mereu. Încercați să mâncați chefir sau iaurt sau alte derivații, lapte bătut, lapte covăsit și așa mai departe, pentru că sunt foarte bune pentru digestie, accelerează foarte mult tranzitul și au și probiotice foarte bune pentru stomac. Haideți să vedem repede câte calorii are. 46 de calorii pe 100 de grame, ăsta are 500 de grame, deci are undeva la 250 de calorii toată drăcia asta. Bun, aici avem fasole bătută, au și humus cei de la Lidl, însă eu prefer fasolea, nu știu, nu mă pot obișnui cu aroma de humus, deși sunt foarte asemănătoare la gust. Fasolea bătută, ia să vedem, scrie și caloriile, da, scrie 144 de calorii pe 100 de grame, asta are ceva mai mult, însă este foarte bogată în fibre, în proteine. Bun, aici avem mușchi file, ăsta e preferatul meu, fără număr, băgăm câte o folie, două de asta pe zi, pentru că are foarte multe proteine și un număr de calorii redus, 113 calorii pe 100 de grame. Deci toată folia asta are 113 calorii și 21 de grame de proteină, ceea ce e fantastic. E undeva la sub 5 lei, folia 4 lei și ceva. Am luat 2, 3 am luat. Bun, aici am luat un sos de paste, foarte bun și acesta. Nu voi mai avea mâncare în casă și îmi voi face repede niște paste, voi încălzi. Are 350 de grame borcanul și să vedem și la calorii cât are. 57 de calorii pe 100. Deci undeva la, nu știu, faceți voi socoteala, la 350 de grame. Aici avem fulgi de ovăz, doamne. Avem ovăz sau orez expandat cu ciocolată pe deasupra și cu fulgi din ăștia de cocos. Haideți să ne uităm repede la calorii. Deci au... Focalizează-mă... Deci au 485 de kilocalorii pe 100 de grame. Drăcea asta are 100 de grame. Dar nu o vom mânca toată într-o zi. Sau dacă o vom mânca... Astea... Sunt calorii bune. Este ovăz sau orez expandat. Și cu foarte, foarte puțină ciocolată, puteți să vă luați și varianta simplă dacă vreți să mai economisiți câteva calorii. Însă eu pentru ăsta are, când am zis, 485, celălalt are 400. Deci eu pentru 100 sau 80 de calorii chiar aleg varianta întotdeauna cu ciocolată, pentru că simt și eu că mănânc ceva dulce. Aici are și o mâncare foarte bună, avem un piept de pui afumat, slab în calorii, ar trebui să fie... Foarte multe proteine, 20 de grame pe 100 de,
300 de grame de produs. Haideți să vedem repede caloriile, că nu le văd. 110 calorii pe 100 de grame. Și ăsta cât are? Toată drăcia asta. Toată drăcia asta are 216 grame. Deci avem undeva la 200-250 de calorii dacă mâncăm tot pieptul ăsta de pui, fraților. Vă dau un pont, încercați să-l feliați subțire, subțire, feliți subțiri, 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 pentru că vor ieși mai multe și pentru că veți avea impresia că mâncați mai mult, exact cum fac chinezii, cum fac indienii, sunt foarte mulți la masă, de aia își feliază foarte, foarte mic totul, toate bucățile să pară mai mulți pentru că sunt foarte multe guri de hrănit la masă. Și aici avem tot așa un desert, porumb, porumb dulce. La fel, când aveți nevoie să ronțăiți ceva seara, este foarte bun, are 77 de kcal pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că toată drăcia asta are, are 285 de grame, deci undeva la 250 de calorii, toată asta. Și bineînțeles, atunci când vă mai este poftă de dulce, cum mi-a fost mie aseară, ia uitați cât am mâncat din borcanul ăsta de miere cu nucă, cu migdale. Am mâncat ceva, probabil că o să mai mănânc. Sper să mă limitez la 2 borcane săptămâna aceasta și eu zic că totul va fi bine, dacă nu vei mai mânca alte dulciuri și alte prostii din comerț. Da, deci să nu vă fie frică de miere, fraților, de nuci și de migdale, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase și foarte bune. Într-adevăr, nucile și migdalele au foarte multe calorii, undeva la 800 de calorii pe 100 de grame, dar sunt foarte sănătoase și au uleiuri din acelea foarte bune cu omega 3, uleiuri care ne ajută foarte mult la sport. Cam asta a fost prima zi, fraților. Eu mă voi băga acum să mănânc ceva. Vreau să devorez jumătate din punga asta pentru că mi-este foarte foame. Nu am mâncat nimic astăzi. Încerc să mă încadrez undeva la 1500-2000 de calorii. Poate o să am zile și cu mai puține, poate o să am zile și cu mai multe, dar media să fie undeva la 1500-2000, pentru că acolo este optim pentru a slăbi și rapid și totuși să avem o marjă de siguranță, să nu ne ducem corpul în cap, să nu murim naiba. Fraților, este luni, abia am ieșit în baie, am picioarele ude, am fost la sală, haideți să vedem după prima zi. Este ora 6 seara, încă nu am apucat să mănânc. Astăzi nimic. Bun, wow, what the fuck. Deci în primele 24-48 de ore, să zicem așa, cum să zic eu, organismul dă cel mai mult jos, pentru că au fost foarte multe retenții pe colon, se pare, și retenții de apă. Ton de la Lidl, fraților. E o foame de mor. Ce, fraților, că nu îmi ține de foame conserva aia de ton. Așa că am luat o supă din asta instant, am pus-o aici peste, am adăugat niște mușchi, niște piept de pui afumat și mergem sus să turnăm apă peste și vă arăt ce iese. Bun, apa clocotește și o vom pune aici peste. Simplu, rapid, nu stau să mai îngătesc, pune multă apă. Așteptăm 5 minute 7 și se vindita mai bolul. Ia uitați, fraților, cât a bolul. Haideți să vă arăt cum arată. Și da, mă uit la Insula Iubirii. Ia uitați. Grăsim 0. Sare are cam multă drăcie asta, dar am pus foarte multă apă. Am pus, cred că, 1 litru de apă. Și cu ocazia asta ne facem și necesarul de apă. Trebuie să bem vreo 4-5 litri pe zi. Și toată asta, ia uitați cât este pe lângă laptop, toată asta are 300-400 de calorii. Al patrulea cei care îl beau în seara asta. E bine. Mâncăm orez și ne uităm la Andy. La Extra Night Show, fraților. Să-l citesc diploma de gat. Să-l citesc pe Costas. Toată lumea are calitate să spală pe dinți sau ceva genul. Dar fraților, mi-e foame de lup. Am tras foarte tare și la sală. Am slăbit multe kilograme, nu vă zic cât. Vedeți vineri și avem aici o salată de la Lidl foarte bună. Au băgat băieții și furculiță și puteam mânca pe drum.
Astăzi mi-am făcut cumpărături mai masive de la Lidl, după cum puteți observa. Aici avem o salată pe care nu am prins-o ieri în clip și vreau să vă prezint neapărat. Este o salată extraordinar de bună, are 220 de grame, costă undeva la 6-7 lei și uitați ce valori nutriționale extraordinare are. Pe 100 de grame are 125 de calorii, deci toată salata asta are undeva la 250-270 de calorii. Și vă garantez că are un gust foarte bun, este și un pic picantă, ajută la slăbit, are foarte multe legume și are și foarte multă proteină. Fasolea și cutonul au foarte multă proteină, uitați, proteine 0,6 grame. Deci este extraordinară, vă recomand cu drag. Aici am mai luat eu niște, tot așa, niște surse de proteină cu foarte puține calorii, cât are asta 115 calorii pe 100 de grame. Și proteină 20%, 20 de grame. Și bineînțeles, celebrul mușchi, care mie îmi place foarte, foarte mult. La fel, bine, este l-am mai prezentat. 113 calorii și 21 de grame de proteină. Și aici, fraților, mi-am luat un box de brânză cottage și light și normală, să alternăm. Aici avem niște fructe, niște nectarine aici și aici niște piersici. Și bineînțeles, un box de Sana, la fel, ăsta nu l-am prezentat ieri, ieri îmi luasem chefir. Haideți să vă arăt ce valori nutriționale extraordinar de bune are. 36 de kilocalorii față de față de chefir, care are 46, și proteine 3,2 grame. Este Sana Light cu 0,9% grăsime. Super tare! Astăzi am mâncat decât o salată de ton din aceea de la Lidl și două Sana. Acum este destul de foame, o să mai mănânc ceva până adorm, bineînțeles, o să mai mănânc și noaptea. Și ieri am mâncat, deci nu vă faceți griji, puteți să mâncați la orice oră, atâta timp când nu vă depășiți numărul de calorii și sunteți acolo la 1500-2000 de calorii, garantat veți slăbi, mai ales că adăugăm și sport. Eu cel puțin știți bine că vreau să slăbesc frumos, vreau să pun și masă musculară în timp ce slăbesc și eu cred că am reușit deja. M-am pompat și astăzi foarte bine, am niște brațe monstru și dacă vreți și voi să arătați, să puneți masă musculară, nu trebuie neapărat să consumați proteine, nu trebuie să consumați pudre proteice, adică suplimente de pudră proteică din zăr, pentru că ne putem lua necesarul de proteină și din alimente. Plus de asta, haideți să fim serioși, câți dintre voi sunteți sportivi de performanță pentru a avea o pregătire așa ca la carte și cu mult exces de proteină pentru a fi siguri că ați mâncat destulă proteină pentru a vă crește mușchii? Foarte puțin dintre voi, cred că nimeni care se uită la mine. Toți suntem oameni normali, oameni care ne schimbăm corpul natural, fără a lua tot felul de prostii. Bine, nu zic că sunt steroizi sau ceva, pur și simplu sunt, sau prostii, sunt cele alimente, dar nu este necesar, adică nu văd rostul, efectiv. Să nu vă fie frică de miere, pentru că mierea nu îngrașă, mierea este mult, mult mai bună decât orice alt desert, este cel mai bun desert din lume. Și de aceea puteți consuma în moderație 2, 3, 4 lingurițe pe zi fără nicio problemă. Eu am consumat miere, v-am arătat, am consumat produse apicole, am consumat polen, mi-am făcut și siropuri din cătină cu miere și cu apă minerală. Important este să nu mai beți sucuri, să renunțați cât se poate de mult la pâine, să renunțați la făinoase și, credeți-mă, și la grăsimi, bineînțeles, și credeți-mă că totul va fi bine. Trebuie, într-un proces de slăbire, este foarte, foarte important să reușești să te ambiționezi, să te motivezi și să rămâi acolo motivat o perioadă cât mai mare de timp. Bineînțeles, este foarte important să-ți asculti și corpul. Dacă vezi că nu mai poți, dacă vezi că cedezi, este foarte important să începi să mănânci un pic mai mult sau să nu exagerezi cu sportul, să o iei treptat, să o iei încet dacă nu ești avansat sau mediu, pentru că articulațiile într-o perioadă de slăbire, pentru că nu mai consumăm grăsimi, articulațiile și nivelul de testosteron au de suferit și pot pocni oricând. Deci la orice antrenament, dacă vă
să vă simțiți într-o zi mai bine și încercați să dați mai tare acolo, să creșteți greutățile sau începeți un antrenament, ne încălziți. Oricând un ligament sau o încheietură poate trosni și credeți-mă, nu vă doriți asta, pentru că eu am trecut prin perioade de acestea, am trecut în alți ani, am luat pauze de câte 6-7 luni și s-a dus naiba tot procesul de slăbire și toată ambiția și am renunțat după 20 de kilograme sau 15 kilograme slăbite. La mine este a 7-8 oară când slăbesc câte 15, 20, 25 de kilograme și vreau să fie și a doua oară de data aceasta când voi reuși să slăbesc 50 de kilograme, pentru că cei care mă urmăresc deja știu foarte bine că eu în trecut, acum mai mulți ani, am slăbit 50 de kilograme și vreau să vă spun că mă simțeam fantastic și vreau să ajung iarăși la această stare să mă simt foarte bine în corpul meu, în pielea mea și cu ocazia asta vreau să monitorizez tot procesul de slăbire pentru a vă motiva și pe voi, pentru că aici este cheia, motivația, motivarea, ambiția și să te ții de un lucru, să te ții de un obiectiv. Pentru că peste tot găsești informații, pe orice canal de YouTube găsești informații ce trebuie să mănânci, cum trebuie să mănânci, când trebuie să mănânci și așa mai departe. Ce sport să faci, ce exerciții să faci la sală, care sunt cele mai bune exerciții. Astea sunt praf, astea sunt la diverse, astea le găsiți pe toate drumurile. Informațiile astea nu valorează absolut nimic. Dacă voi nu vă motivați și nu vă găsiți ambiția interioară, nu știu, acum o să mă întrebați de unde să-mi iau, frate, ambiția. Ambiția ți-o poți lua și dintr-o durere, dintr-o suferință foarte mare. Înțelegi? Deci cei care suferiți după cineva, după un părinte, după o iubită, după un iubit, fraților, găsiți-vă puterea, adunați-vă forțele, uitați-vă în interiorul vostru și transformați toată durerea și toată ura care o aveți în voi, transformați-o în ambiție, în motivație și veți vedea că veți reuși. Pentru că, sincer să fiu, omul când dă de bine este mai greu să se motiveze. De-aia vă ziceam și eu în vlogurile trecute, când o să-mi termin apartamentul, sincer, nu știu dacă o să mai găsesc motivația aia și de-aia mi-e frică. Pentru că o să am totul frumos aranjat, nici nu o să mai am chef să ies din casă, vă dați seama. Adică, nu știu. Omul întotdeauna se motivează la greu, nu la bine, asta să țineți minte de la mine. Trebuie să treci prin foc ca să te bucuri de apă și de succes, pentru că nimeni nu, cum să zic eu, nu i s-a oferit așa pe tavă totul și pentru a ajunge să te bucuri de un lucru, chiar trebuie să treci prin focurile iadului pentru a vedea cât de greu este și cât de rău este acolo jos și numai astfel te vei putea bucura de toate lucrurile bune care ți se vor întâmpla în viață, pentru că altfel le vei lua de-a gata, te vei bucura, eu știu, câteva minute, dar apoi vei începe să fii mai încrezut și îți vei schimba comportamentul în rău, nici de cum în bine, nu vei mai aprecia absolut nimic ceea ce ți se oferă sau ceea ce vei primi de la viață bun și vei ajunge să consideri că toate lucrurile bune ți se cuvin și că tu ești cel mai bun, când de fapt nu este deloc așa. Este miercuri. Trebuie să mănânci puțin. Este miercuri, o să mănânc o folie din asta, este ora 12:30, trebuie să plec la apartament. Voi mânca și o brânză cotici, două fructe și sana. Să nu credeți că stau nemâncat. Bineînțeles, trebuie să mănânci puțin când vrei să slăbești, dar nu este bine să stați nemâncați. Ia haideți, fraților, să vedem câte chile am. Este miercuri. Am aprins lumina pentru că e foarte întunecat afară. E și ora 12 după masa. Abia m-am trezit. Pa! Opa! 9 kg slăbite! Bun, fraților, tocmai m-am cântărit. Haideți să vă arăt acum și cum se prezintă burta. Știți bine, atunci, în clipul cu am mâncat un kilogram de zahăr, câta burta aveam. S-a desumflat foarte bine burta. Da. Eu am 114 kg, după cum ați văzut. Sunt foarte, foarte fericit.
am dat foarte bine jos și sper să mai dau și, sau să mă mențin aici deocamdată, pentru că în weekendul acesta plec la București și nu voi mai putea ține regimul. Vreau să vă mulțumesc celor care v-ați făcut griji pentru mine, pentru sănătatea mea, că, domne, nu pot slăbi atâtea kilograme, nu e sănătos. Eu am demonstrat că se poate și, fraților, vreau să rupem YouTube-ul în două cu clipul acesta, pentru că nimeni n-a mai slăbit 9 kg în 3 zile, fraților. V-am zis, este miercuri astăzi, am început luni să slăbesc de la 123 de kg și am 114 biceps. Țineți minte, fraților, orice este posibil, urmați-vă visul, credeți în voi, nu mai ascultați pe cei din jurul vostru care vor decât să vă influențeze, pentru că ei sunt cei mai deștepți, ei le știu pe toate. Încercați, fraților, și veți vedea că veți putea să slăbiți. Încercați să mâncați ce am mâncat eu, pentru că sunt niște mâncăruri foarte ok și, credeți-mă, kilogramele vor zbura. Dar trebuie să faci și mișcare. Eu acum sunt foarte, foarte bătut așa, pentru că am făcut foarte tare sală, nu mai făcusem de o săptămână și, bineînțeles, că mușchii s-au mai dus, au ieșit din formă. Săptămâna asta trebuie să intru tare de tot în formă și voi mai continua să trag, voi dormi foarte mult pentru a-mi reface mușchii. Da, acum am febră musculară la toți mușchii. Dar pentru weekend trebuie să-mi revin, pentru că voi sta 10-12 ore în picioare la București, la târg, împreună cu voi, pentru a vă servi, pentru a vă explica despre produse și pentru a face poze, pentru a comunica, bineînțeles, pentru a ne simți bine. Așa că voi avea nevoie de mușchi întăriți, pentru că spatele meu la 114 kg este destul de greu să-mi susțină toată greutatea, atâtea ore în picioare și așa mai departe, pentru că eu nu sunt obișnuit să stau atât de mult în picioare. Bun, haideți să ne mai lungim. Sper că v-a plăcut acest clip, fraților. Vă rog eu frumos, dați un like, dați un share pe Facebook să vadă toată lumea că se poate. 9 kg în 3 zile pentru mine este un record. După ce am slăbit 30 de kg, să mai slăbesc încă 9 kg acum în 3 zile este extraordinar. V-am zis, e foarte important, după ce am slăbit atunci 30 de kg, a fost foarte important să stau câteva luni la menținere, pentru că nu mai puteam să slăbesc atunci. Acum mi-am ridicat iarăși metabolismul pe cale naturală, mi-am ridicat nivelul de testosteron pe cale naturală, nu folosesc steroizi, nu folosesc absolut nimic ilegal, decât lucruri naturale, produse apicole și mâncăruri de la Lidl din comerț. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să faceți mișcare, nu uitați să mâncați sănătos, să consumați produse apicole și să faceți sală biceps! Bun, vreau să vorbim despre ceva, pentru că sunt în drum spre casă acum. Tocmai am venit de la sală, am făcut foarte mult sport și sunt mulți oameni care spun că degeaba faci sport dacă mănânci dulciuri. Degeaba faci sport dacă fumezi. Degeaba faci sport dacă bei bere sau ieși seara cu prietenii la o băută. Degeaba, degeaba, degeaba. Deci, fraților, scoateți-vă chestia asta din obicei. Pentru că sportul înseamnă viață. Sportul înseamnă sănătate. Sportul înseamnă longevitate. Da? Și cum puteți voi să-mi spuneți mie că degeaba fac sport pentru că am mâncat dulci sau pentru că fumez sau pentru că nu știu ce mai fac, am băut bere? Deci asta e cea mai mare aberație. Din contră, dacă faci un lucru rău pentru organism, cu atât mai mult trebuie să faci sport. Cu atât mai mult trebuie să te duci, să faci mișcare, să faci lucruri benefice corpului tău. Nu că le faci degeaba, din contră, e musai să le faci. Cu atât mai mult trebuie să le faci. Da? Să ne înțelegem. Deci nu mai spuneți oamenilor care încearcă, care își dau silința să facă ceva, să facă sport, să facă orice până la urmă, nu mai spuneți că degeaba faci lucrul ăla dacă faci altceva greșit. Nu! Dacă faci ceva greșit, dacă faci ceva rău pentru corpul tău, cu atât mai mult trebuie să faci sport. Cu atât mai mult trebuie să faci ceva benefic pentru organismul tău. Da? Și cu asta am terminat. Ciao!
până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei